lui Victor Obrazi, dată de astăzi 29.09.2017, ore 10. Ședință care se va ține la sediul primării locale, următorul proiect la ordine de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ființei ordinare a Consiliului Local din data de 31.08.2017. Punctul numărul 2. Raport privind starea economică, socială și de mediu a OAT Comuna Vizitor Brăști și Bacău. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de securitate a primarului Comunei Vizitor Brăști și Bacău. La punctul 4 erau diverse și dacă sunteți de acord, propun în suplimentarea ordinii de zi cu încă două puncte. Proiect de hotărâre privind și mapa lui. Deci, un proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturisme din patru aluri al propria Comunei Vizitor Brăști și Bacău. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielii bugetului local pe anul 2017. Aceste două au apărut datorită faptului că la NAF am primit certire săptămâna aceasta, am înțeles, 29.09.2017. Trebuie inclus în... Da, și una... O să-i explic la când o să ajung la ordinea de zi, da. Da, deci au apărut documentele după ce s-a emis de convocare la Consiliul Local. Conform legii, se suplimentează ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, să votăm. Da, sunteți de acord? Mulțumesc. O să trecem la ordinea de zi. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 31.08.2017. Ați avut la mapă, le-a studiat? Da. Obiecții? Întrebări? Dacă nu, sunteți de acord cu forma procesului verbal? Da. Votăm? Da. Sunteți de acord? Mulțumesc. Deci la punctul numărul 2, raport privind starea economică, socială și de mediu a OAT, Comuna Vizitor Brăști și Bacău. Din care 1,600 km în localitatea Vizitor Brăști și 3,709 km în localitatea Oseviți. Dar trebuie să ținem cont că Oseviți intră și cartierul. E Oseviți și acolo, partea de la deal de drum, e Oseviți. Așa a fost o... A fost reparat și înlocuit acoperișul sediului administrativ al primăriei. Au fost achiziționate 200 cubele și 20 de euro containere pentru colectarea deșeurilor. Practic sunt încheiate, sunt achiziționate, sunt de la SOMA aduse. Da. Au fost îndreptate drumurile și completate cu balastru, deci balastru care a fost dus de ape, nu prin achiziționare. Da. Din comună mai ales cele de teren, urma floilor care au fost și anul trecut și anul acesta. Am mutat acele indicatoare, deci eu mă refer la ceea ce se pune până acum. Acele indicatoare, totemuri de intrare în comună. Investiția în sistemul de alimentare. Cum vedeți, avem avarii din ce în ce mai... Mai dese, da. Avarii mi-e frică când o să avem la asfalt. Deja toți că mălădii am avut intervenții. Lângă asfalt aici, la Sfântul Anton. Da.
Cred că pentru anul să propun, facem un referat de state, să facem un contract de mentenanță cu o firmă specializată pentru pargere și reparare acestor spații. Pentru că o să mai avem. Instalația deja are 10 ani de zile și încet, încet o să înceapă să apară probleme. Da. De zi bine vreau să fac de înainte și un de la pol, să vedem unde o să asfaltez și unde se pun, că nu are problema. Dar să nu spargă după aceea. Să se facă dinainte cămine. Dinainte. Exact. Să se facă cămine dinainte. Să se mai mare. Trecem la discuții și mă duc altfel. Da. 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 Imediat. Asta se le-a prevăzut. Da. Avarie. Ori la raport. Da, vreau să mai port la o casă de lucru. Hai, trebuie să din timp. Te trezești că acolo unde au fost de mai multe ori probleme, acolo se pot. Asta e altceva. Da. Unde au mai fost, să nu... Am cam eliminat. Da. Sperăm să nu mai avem. Da. Pentru aici aveți tot activitatea. De la activitatea stare civilă, da, 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 socială, da. Tot este parcat. Dacă vreau să citesc, dar sunt mulți. Deci, da. Deci, citim. Deci, citim. În august a fost o lună care... Da, asta e activitatea pe anul trecut. Pe anul trecut. Acum, prioritățile pentru următoarea perioadă. Văd aici modernizarea de drumuri iarăși. Da, în planul pentru 2, deci am reușit să am avizat planul pentru situație, plan și de cadastru. Da. Și acum zic cum este acel SP sau DALI, cum se mai numește el, să ajunge la București, la Ministerul Dezvoltării. Aha. Terminul este până pe 31 octombrie. Păi trebuie să ne spunem de treaba că nu e departe de aici. Vă spuneam de acest bun de excavator, s-ar putea una viitoare să dea drumul prin gal la acea măsură. Săptămâna viitoare luni avem întâlniri cu cei de la UPC și firma care va face lucrarea pentru montare și proiectare sistemul supravegherii cu Comuna Călugra. Aici de comun acord cu postul local de poliție, am stabilit punctele. Unde ar trebui montate aceste camere. Au rezultat 15 puncte și un punct de rezervă, pentru că acel diviris, acum se numește el, are 16 poziții. Deci punctele, prima dată am luat punctele de la din comun. Gen 3 cruci, ieșirea spre Sărata, ieșirea spre Osebiți la Cioban Manton, da. Bisericile, școlile, primăria, intersecțiile principale cum ar fi stația de autobuz. Sunt 15 puncte, ce am dat acum, cu un monitor la primăria vizitorului. În momentul când se întâmplă ceva, se scoate cu sticul și se vede... Asta e bine, da. Corect, avem camere de plată și spre groapa Manole. Asta am vrut să vă întreb, la groapa lui Manole? Cimitirile din Oseviți și Oseviți. Ceea ce știți că am mai depus o documentație la PNZ2 pentru modernizarea din alt public. Așa. N-am intrat. N-am intrat. Se preconizează un PNZ3 și oricum vom depune de documentație. Dacă nu, este prin AFIR, prin fondul european. Dar oricum, trebuie prefăcută pentru că sistemul este foarte vechi. Da. Și șocurile de curent, și materialele proaste, și legătura de la aluminiu la cupru. Mai mulți că variante care chiar nu înțeleg și de la cei care sunt cupru, nu se referi. Obținerea vizei PUC. Acum vizele avem. Nu avem aceea sărășire la... Chiar dacă nu trebuie să vorbească așa, dar... Asta e. Național. A venit răspunsul scris? Nici răspuns scris, i-am chemat, i-am chemat și pe scris și pe telefonic ca să vin la fața locului, pentru că asta a fost. Și nu vor deloc să... Nu vor să... Ce nu vor să venim, vedem când avem timp. Da. Nu prea am îndrăzit. Asta nu este un pirin, nu suntem noi cu autostrada, dar gata, mai trebuie să mai... E autostrada de centru opulitoare. Da. I-ați contactat telefonic sau ați lăsat scris? Am lăsat scris. Scris. Normal, în 30 zile. Oficial. Dacă 30 zile la primărie nu facem un răspuns scris, deja suntem așa. Asta nu e problema. Ei stau în stat.
Atunci îți am răspuns în dat în termen. Tocmai asta. Deci așteptăm răspuns la adresa pe care l-am prins. Da. Sper să vină. Cumva. Stăm proporții. Cei mici trebuie să respecte legea. Da, asta e vorba. Cei mari, care? Mai mult trebuie să o respecte. Ar trebui. Ar trebui. Cei mari fac legea. Da. Cum și n-au nicio treabă, cu ministerul, n-au nicio treabă, e stat în status. Dar la celelalte primării e aceeași problemă, nu se la nimeni nu se soluționare. Sunt la Bogdănești, sunt de la Nebunii și de aici Bărgerie. Ce se dă? În anul ăsta, unde se poate, se poate, unde nu? Efectul reparăți la primărie, la clădirea primării. Am acest, dacă reușim să facem proiectul și cu autorizația, dar la un viitor, pentru că azi să nu mai face absolut nimic fără autorizație. Indiferent cât costă și cât durează. Asta e să și ea nu mai... Asta e instituția, trebuie să fie mai departe să ne puși... Da, dacă sunt întrebări vizavi de raportul pe care nu cunoaște. Era în 2016. 2016? Referitor la cadastrarea fare de la guvern a terenurilor. Să mai continuă, să mai... Bani, tabularea. Nu e la prețul care s-a oferit? Nu... Nu știu, da. Stabilisem la... Au fost anul trecut o perioadă. Da, perioadă pe trei tronsoane, poate. Da. Așa. Anul ăsta, nu știu dacă s-a... Păi nu mai nimeni, nu? Dar nu s-au mai alocat fondurile pentru chestiunea asta, pentru... La noi, nu, practic. Nu le-a venit nicio adresă, nimic. Și nici domnii care trebuie să facă aceste lucruri, nu le mai convine 60 de lei pe hectar. Nu le convine. Aici că nu plătești motorina asta jos de lucrarea lor. Dar apoi să mai facă și... E o părere ca și cu legea 165, care completează legea 18. Când credeam noi că o să știm exact care ne este rezerva. Așa. Când acolo apare poziționare incertă. Da. Adică credeam că odată cu intrarea în vigoare a legii 165, o să știm și noi cum stăm la confluciare, exact pe teren. Da, nu. Din păcate, asta au. Care va să-l suspam? Nu, nu, s-au făcut, s-a recepționat lucrarea, da? Numai ca și hartă, deci pur și simplu e făcut conturul la respectiva, la respectiva tarla sau la da. Pe porțiuni mari, nu ca să știm exact, că într-o tarla pot să fie mai multe parcele ocupate sau neocupate. Deci asta ar trebui să știm noi, un lucru mai detaliat, da? Da. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, trecem mai departe. Da. Trebuie spus din cap, ești întrebat. Dar la urmă, la diferență. Da. Asta e ce. Distanță pentru... Da. Dacă nu mai sunt întrebări, trecem mai departe? Da. Punctul numărul 3, proiectul 3 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a favoarea activitatea primarului Comunei Vizitorul Târgu Bacău. Da. Asta a fost la mapă, proiectul de hotărâre. Anexa am făcut în 3 februarie. Da. Comunicii, da? Este. Ce conține acest regulament? Dispoziții generale, tot în baza legii. Capitolul 2. Obligațiile angajatorului, adică ale UAT-ului, ale primăriei. Capitolul 3. Obligațiile salariaților. Și aici avem două categorii, funcționari publici, acolo unde regimul juridic este mult mai strict,
și personalul contractual, care se supune prevederilor codului muncii, legea 53 din 2003. Tot așa din lege. Capitolul 4. Drepturile și protecția socială a salariaților. Și aici tot la fel, avem două categorii de funcționari publici care a căror situație este reglementată de legea 188 în 1999, statutul funcționarului public și personalul contractual tot la fel codul muncii. Capitolul 5. Sancțiunile disciplinare prevăzute în aceste acte normative. Capitolul 6. Răspunderea patrimonială a angajatorului și a salariaților. Capitolul 7. Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici. Capitolul 8. Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu. Deci noi am făcut foarte mult limitări la lege, ca să scriem din lege. Să nu facem copii-paste din lege. Așa. Iar capitolul 9, ce ne interesează pe noi cel mai mult, organizarea compartimentelor, așa cum sunt aprobate prin organigramul așteptatul de funcție aprobat în hotărârea de Consiliu CAC 32 din august 2018, luna trecută. 2017. Deja sunt 2018, da. Așa. Deci, acest regulament a trebuit să-l facem după ce am aprobat organigrama. Da. Adică să fie organigrama la zi. Atunci am trecut toate serviciile voluntare pentru situații de urgență, cu atribuțiile, compartimentul contabilitate, achiziții, proiecte, compartimentul juridic, compartimentul cadastru, agricultură, urbanism și amenajarea teritoriului, compartimentul registru agricol, compartimentul stare civilă, resurse umane, registratură active, compartimentul alimentare cu apă, compartimentul gospodărire comunală și ultimul compartimentul poliție locală. Da. Le-am spus că fișele de post aferente funcționarilor publici și personalului contractual în cadrul acestui compartiment vor fi întocmite la momentul scoaterii la concurs a posturilor respective. Vezi că este o dragă procedură în momentul în care scoți la concurs. După aprobarea prezentului regulament, se va proceda la reactualizarea fișelor postului pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate. Și aici nu mă refer doar la atribuțiile care sunt în acest regulament de organizare și funcționare al aparatului, ci și alte atribuții din alte acte normative în vigoare. Pentru că mai avem și alte acte normative care ne obligă să întocmim diferite răspunsuri, reiterate, anexe, proiecte de hotărâri, dispoziții, tot felul de documente care se gestionează la nivelul unei primării, deci nu numai o primărie comună, o primărie în general. Întrebarea mea este, li s-a adus la cunoștința angajaților acest raport, acest... O să le se aducă la conștiință după ce... După ce îl aprobăm, da? Da, dar s-a discutat. S-a discutat? Că... Da, s-a discutat. Că sunt multe probleme aici care trebuie să le... Da, da. În păcate, este foarte greu să fie și angajații mulțumiți, să fie și oamenii, asta e cetățenii. Dar față de regulamentul anterior, să schimbăm acolo? Deci, regulamentul anterior este făcut acum câțiva ani. Deci, noi am modificat organigrama de nu știu câte ori. Practic, de fiecare dată când intervine o modificare în organigramă, noi trebuie să venim cu modificare la loc. Și este foarte greu. Nu e ca regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Acolo, reglementarea este mai clară. Și de se modifică... Poate...
Ce dinamică la Consiliul Local? Sigur că da. Când aici e legislația care e tot timpul. Se modifică. Da. Și fiecare dată trebuie venit cu modificare. Acum, dincolo de acest regulament, toată lumea este în slujba cetățeanului și trebuie să ne dăm silința să mulțumim comunitatea. Asta este scopul aparatului de specialitate al primarului Comunei Vieții Călugăra. Și al nostru tot la fel. Cu asta se cam un scop. Da. E, că... În care moțul de combină, să meargă să se aleagă la mine. Nu au probleme cu cetățenii. Pădurii faruscători, pădurii faruscători nu există. Să adapteze exact cum ne gândim. Neghinele noastre avem, dar asta e. Pădurii trebuie să-și facă treaba. Da. Ceea ce e un nou te întărește, așa că avem nevoie și de... Și ca să te atenționezi să mergi. Critica, nu, prioritate e binevenită, bine dacă nu. E adevărat că este și foarte multe birocrații, din păcate. Asta e din păcate, trebuie să ne acoperim de efectiv, din păcate. Trebuie explicat că unul după asta este durată, durează, foarte, trebuie foarte să răspund din timp, nu că hai, gata, mai ne vinde, da, mai ne vreau o fie legată, vorba da. Acest domnul primar. Da. Nu. Da. Da. Eu am avut control de la inscripția pe vechi, dar o să vorbim la diverse. Da? Și chiar asta era replica mea. Păi, încă o hârtie. Când o mai facem pe astea? Când? Programul cu publicul. De la 8 la 16.30. Da. Când îți mai rămâne timp să-ți faci hârtire, că trebuie să le și operezi în documente. Da. Pentru că publicul vine mereu. Da. Dacă ăsta e programul. Da, bine, sunt perioade mai aglomerate. Și sunt și perioade când nu este aglomerat. Da. Deci, da. Cum noi lucrăm cu termene, cu stricte termene, aici e problema, că dacă ai avea, eu știu, un termen de 2 luni sau... ai face, sau chiar o lună, dar majoritatea sunt de pe zi pe alta, sau 5 zile, sau... Deci este greu, este greu. Pentru asta trebuie pus la punct un sistem informatizat la nivelul primăriei foarte bun. Ca să nu mai avem tot felul de disfuncționalități. Neapărat. Neapărat. Noi aici, acum funcționăm în căminul cultural, trebuie tot să dregem. Și ăsta este unul din motivele obiective, zic eu, pentru care mai sunt disfuncționalități în activitatea aparatului de specialitate a primarului. Și lipsa de personal, că încă mai avem lipsă de personal. Chiar dacă poate se spune că suntem mulți, nu suntem mulți față de alte primării. Dar noi, din dinamica este cum este, cetățeni plecați în străinătate, vin, vor să construiască, vor să stabilească. Tot ce, vreau să facă acte stare civilă, să facă buletin, să facă tot, dar dacă se poate 2-3 zile. Da, dar nu-i numai la august, că se întinde cam din prin iunie, așa începe. Cam din prin iunie. Da. Un raport de activitate nu poate să facă și personal. Te-au făcut, te-au făcut. Da. Cum ai făcut? Așa, da. Păi, dar... De multe ori, poate alții au arătat chiar munca foarte multă muncă și alții poate mai practică. Acum, ce este și un raport de activitate, poate nu reflectă exact volumul de muncă pe care îl are un funcționar. Da? Că eu pot să scriu sec. Am făcut aia, dar poate pentru respectiva aia treabă, cine știe ce trebuie să fac? De unde se iau datele? Sau ce? Deci depinde. Depinde. Sau ar putea să și vă ajutați atunci când persoană... E, asta ar fi foarte bine. Atunci când nu are de asta făcut ceva, bine, stau, vin și... Nu, trebuie un pic mai multă comunicare aici. Problema asta e ca să ce mai urmă. Deci trebuie comunicare mai prontă.
Este doamna primară? Da. Deci, aici e problema, ce nu mai dăm de cap. Trebuie cumva să ne vedem fiecare ceea ce avem de făcut. Spun după de la mama la care fa nou. Asta e. Cum ați vrea, o căsuță postală introdus sau aveți, dacă e deschis, aveți... Să-și facă el un cabinet, să-și facă el un cabinet unde să vină cetățenii să lase reclamații. Da! Și ce vreau să întreb? Tot discutăm de vreo 2-3 ședințe de anumite comportamente ale celor care... Eu nu știu despre ce... Care sunt ăia? Păi n-ai păi nu, dar care? Cine sunt ăia? Dacă există probleme cu adevărat, nu cum să știm și noi. Cine nu-și face treaba? Cine nu știu. Cel puțin unii s-au adus la cunoștință. Dar probleme văd că fost tot se ridică. Că ăla nu-și face treaba, că ăla nu-o dat în instanță, că aia face nu știu da, ce. Da, fost. Măcar să știm și noi dacă există, într-adevăr, probleme care trebuie discutate în... Consiliu. Că poate a fost mulțumit salar, s-a adus din stat. Domn primar, asta este, că cine-i mulțumit de salariu? Cine-i mulțumit de salariu? Și apoi, haideți să discutăm acum concret și logic. Avem noi cumva, Consiliul Local are cumva vreo putere decizională în a rezolva problemele lor cumva? Da. Sau doar, la discuție. Putem noi să propunem ceva concret pentru a le face lor? Ba da, avem și dreptul și puterea, noi și cu domnul primar, să luăm măsuri cu oricine din... Păi dacă el are... Nu, domnul consilier. Un angajat are un contract de muncă cu fișa postului. Da. Fișa postului nu o face Consiliul Local. Da. O fac studiile pe care le au ei și unde sunt ei angajați. Noi nu putem să intervenim. Așa, ca să avem ce discuta, discutăm până mai dimineața. Dar trebuie să ne gândim dacă concret noi putem să le facem lor, să le facilităm, nu știu, cetățenilor relaționarea asta mai bună cu ei sau invers. Asta nu. Evaluarea personală este făcută de domnul primar. Păi da. Și atunci. Domnul primar vine, ne prezintă, noi spunem da sau nu, dacă spunem da, e ok, dacă spunem nu, tot ok, și la revedere! Nu e de fiecare dată ok dacă spunem nu. Este rezultatul că legea este cum este. Păi asta spun. Tot mai degrabă să discutăm de lucruri care cu adevărat ne interesează. Că asta dacă tot discutăm... Dar nu mai zis ceva de... Păi nu, asta tot. Eu aș fi vrut să știu, sincer, eu aș fi vrut să știu, la nivel informativ, cine sunt acele persoane. Uite, doamna ingineră Catrina a avut o problemă cu conducerea primăriei din zonă. Doamna ingineră Catrina, în primul rând, să-și facă, cel puțin din câte știu eu, ea să-și facă treaba cu adevărat, pentru care primește leafă. Da? În alte comune, sunt persoane de gradul ei, angajate pe postul ei, care fac proiecte pentru cetățeni, proiecte pe care se atrag fonduri, da? Păi ea nu știe altceva decât să-i trimită pe oameni nu știu pe unde. Păi vedeam că ea să fie nemulțumită de salar. Deci, fiind nemulțumită de salar, nu pentru ce să zic. Nu știi ce să mai e. Poți să facă 3 facultăți și să se angajeze direct. Nu știu unde să facă. Nu știu unde să facă. Salariile sunt foarte bune la momentul ăsta. Păi cum să nu? Acum sunt cele mai bune salarii. Ce să mai... Ipocrit să spunem. Dacă mai ales totuși salarii astea, erau discuții și între noi și... Deci salariile astea sunt foarte mari, de la județ, sunt cu nevoia la asta fiecare, că anumitor dacă nu o să fie bani salarii. Să nu o să trăi Consiliul Local. Și eu vă mai spun o singură treabă. Da. Cui îi place cultul, poți să stai în cultul nostru. Care nu poate la vedere. Nimeni nu este nenăruit de la primar până la om de serviciu. Deci noi... Mi se pare corect, sigur. Deci dacă discutăm de doamna inginer, ca să revenim la subiect, pe ea nici nu trebuie să o mai băgăm în seamă. Adică nu vreau să... Ea e eterna nemulțumită. Nu vreau să pun subiect, pentru că
că este un proces și o să la urmă să vedeți. Tocmai că e proces. Chestia că 2008 căsătoriat salariile, nimeni, nimeni nu a plecat sau nimeni nu a zis păs, de ridicat. Nu. Și-au dat declarații proprii răspundere că sunt de acord. De acord. În 2010. Deci mi se pare absurd, dar nu mai comentez că deja... Da, 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 e depășită situația. Și acum... Asta e, înainte. Era de angaja, era un monitor oficial, pe clase, pe gradații, pe doamne iartă. Dar cine o ține aici forțat? Nu înțeleg. Ok. Cine o ține pe doamna asta forțat? Cine e forțat de aici? Să pleci atunci. Nici nu trebuie să pleci. Cine? Să dea undeva, undeva am treabă cu public. Poate are treabă și noi o reține. Păi, dar nu. Nu, 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 da. Dar, în momentul în care este o lucrare la comun, acolo e problema. Acolo e problema, pentru că... Na, eu zic ce putem noi să facem consilierii, având contact cu cetățenii din comună, când aflăm, când ni se aduce la cunoștință ceva concret, probleme, da. Probleme cu adevărat concrete și așa, putem să le aducem la cunoștința executivului în așa fel încât să le rezolve. Atât, așa... Acum, de exemplu, dacă vine ce ia să ocupă cu banca grădare. Ei se fac cu fiecare declarație. Deci vine unul să declare pentru toți. Nu se poate. Pentru că după aia doar... Probleme. Dacă îi spune că nu, înseamnă că nu este bun. Cam asta e... Da. Da. Nu, și aici la registrarea cu proprietarul. Normal, proprietarul trebuie să dea declarație. Dacă proprietarul terenului este decedat, normal că toți moștenitorii, ori toți nu putem nicesc pe unul dintre moștenitorii. Asta e simplu. Cred că sunt multe probleme care mai mult dintre moștenitori are de asta. Da, și din păcate sunt probleme între ei. Și în momentul în care noi știm că sunt probleme, atunci nici noi nu acceptăm nici chiar așa cu declarația asta pe propriul răspundere. Care se dă în fața secretarului. Deci nu. Și cu documente în spate, că nu ai ce să faci. Da, pentru că se succesă după aia. Păi da, sigur că da. Să reclamă unii pe alții. Nu se duce nimeni să facă la notar. Da, procură. Nu, nu, se facă la notar cu contractul. Vine cu contract, gata, făcut de la notar și atunci nu mă dai papo. Da. Dar ce ne face? Și înainte erau în jur de 16 contracte de arendă. Cam așa aveam eu, pentru că le-am ținut eu o perioadă lungă de timp. Cel puțin 10 ani. Dar după ce au început subvențiile pe agricultură, în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană, foarte bine că s-au dat aceste subvenții, automat. Numărul acestor contracte de arendă a crescut simțitor. Până la momentul ăsta când avem aproape 500. Da. Sunt foarte multe. Trebuia să facă cineva din personal această activitate. Aveam cum să o mai fac, era imposibil. Era imposibil. Mi este greu câteodată chiar să și verific. Trebuie să vin repede, verific. Mă duc la altceva, adică trebuie să ai mintea brici, cum se spune. Da, în șapte părți. În șapte părți, da. Adică... Da. Este greu. Dar nu numai asta. Sunt multe. Sunt multe. Asta e. Da. Peste tot sunt. Sunt probleme peste tot. Da. Asta e o regulă generală. Da. Da. Eu ce mă obișnuiesc. Plusia da. Este că trebuie să punem numărul toți ca no? să tragem carul. Da. Asta trebuie. O să o apată pe acasă. Dar noi nu. Da. Eu chiar nu le plâng. Dacă mai sunt întrebări, da strict la regulament, dacă nu, trecem la vot. Da. Cine este pentru? Da. Acum trecem la suplimentările.
Eu trebuie privesc la trebuia consumului în alte combustibil pentru a văzut ca autocuțile din Macroșa să propria comunică din Căvărții Macroșa. Este vorba despre mașina primării, castelul și lucrurile școlar. Dar chiar dacă este școlar, tot din primăria mașină. Da. Fiind pe motorină, am propus să o portă de lunară, așa s-a verificat din Consiliul Local, să aveți în spate anexa, și pentru microbusul școlar. Deja microbusul a fost pus în funcțiune. Asta nu este un traseu, nu, câteva trasee deocamdată dimineața, pentru că la 12 este o pică problemă. Deci o parte din copii termină la ora 12, o parte la ora 1 și o parte la ora 2. Și acum, în funcție, să vedem cum iese, cum se mai știu. Trebuie să și la parochii să faci un fel de școală de la școală. Da. Să vedem când mergi și acolo. Dar să nu mai plimbăm. Rămâne să vede el să stai la școală. Și o să reglementăm. Dar o să am discutat cu părinții. Două săptămâni facem probă, vedem. După aia ne adunăm și stabilim exact. Și la asta, la distanță, unde oprește fiecare, să știe de la cimitirul la Luizi. Oprești, de exemplu, la Vădăcelul Orei Cănuriță, la, în curbă, da. La Cata Bogdan Andrei, zona aia. Biserică și școală. Trei cruci, Sfântul Anton, fără eventual, școală, posebiți, Pândăra Mare, așa, la Ioșca și Icona acolo intersecții, eventual Sfântul Anton sau fără, de dar mai sunt. Foarte da, e bun. Deci, la clase 1-4 nu se mai fac? Sau astea se fac? Nu, a rămas acolo. În clase 1-4 și grădinița. Atât. De la 5-8 nu fac. Da, nu prea mai sunt. Deci, da. Mai... Nu prea mai sunt, da? De să mai puteam fi un lucru la asta jos. Deci, dacă îmi decupar cu fii, se dă cu ce pisirieri cu aici. Mai poți dat un lapte de crapul primar, trebuia să verici dacă... Da. Ce s-a întâmplat pe această cotă? Nu, haideți că să continuăm. Dar cumva depășim, pentru că nu știu, că am dat este o săptămână în microbuzul, iar cu mașina primării, dacă nu facem două drumuri la București, la Iași, vă dați seama că nu... Nu aveți încă făcut așa o cotă... Nu, asta e pentru cel interior aici la noi. Da. După aceea, dacă mergem la ea, trecut aici în referată, trebuie să-ți poate face o referată suplimentară. O bon, gata, așa. Da, da, da. Iar urmând, toată revin asupra motorinii, când o să aduce și-l bubesc avatorul, spunem cum fi consus. Sigur, dacă atunci trebuie... Să ajungă, bubesc avatorul. Să ajungă, bubesc avatorul. Anul ăsta? Da. Dar zona viitoare se putea să dea drumul la măsura pe ea. Nu dormim. Zic și eu ce i s-a promis și nouă acum. Nu sunt singurul. Asta e. Păi, nu am văzut. Aici se stabilește consumul lunar și după aia, dacă se depășește... Să-l plimbă acolo? Deci ar trebui să se întâlnească și nu s-o mai întâlnim. Se poate că vor să pregăta vără documentul... Trebuia să ne întâlnim și nu mai mai întâlnim. Nu, 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 dați record. Adică nu mai trebuie hotărâre din părțile locale. Și unde? Deci nu mai trebuie. Lasă o zonă la grădină. Dar am întâlnit acolo. Deci în momentul când trebuia să vină la noi, după aia mi-a explicat. A venit în tot papir. A plecat la stradă de fagările. Ca să... Acolo s-a făcut la dumneavoastră. În discuții multilaterale. Da. Acolo s-a promis. Așa că ne promitem și noi acolo. Da, e foarte bine. E mult promisiune. Da. Funcționez de acum, da. Dacă se întâmplă aici pe imaginea... Nu. Să luăm atât să dea de acolo cu forma frumusă? Da. Da, cum se vine ceva. Da. Cum vă spuneam, este o rectificare de buget care le-am mai târziu după ce am dat dispoziția pentru o comunicare pentru o președinție. Da. Asta este ca proiect. Sunt sume de facate din DVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, finanțarea pe baza unităților de învățământ. Sunt la învățământ salarii și la asistență socială, salarii asistenți personali, salarii indemnizații handicap. Deci toate se duc acolo.
Vreau să-l dau desfinte pentru... asistent personal în... Acum, să vedem, până la sfârșitul anului, să vedem să facem un calcul, cum o să asigurăm indemnizațiile. Avem 34 de persoane. 35 am însemnat acum o achetă socială. Și s-ar putea să mai fim într-una viitoare cu vreo 3. O să ajungem la 38 de persoane. Care au nevoie de asistență personală. Nu, asistență nu au nevoie de asistență. Da, indemnizați. Și mai văd intră alte persoane, da? Deci alte persoane mai ca care au jucat 2 sau 3 și care în urma reevaluării comisiei de expertiză primesc egal 1. Și atunci are posibilitate să opteze pentru asistent personal sau pentru indemnizație de handicap. Da. Da, din păcate sunt mulți astfel, nu știu de ce, dar mergem în achetele sociale și mai intru și eu ca asta, asta e de acolo. Joare că nu e locul de rămâne. Și sunt locuri unde are cine să aibă grijă și sunt locuri unde n-are cine. Mă, ai o problemă națională asta, să știți că peste tot e de cazuri foarte multe și grave. A, când atunci când a fost într-o voia doi frații, pe Calvar, pe locul Sântul Verona. Păi, noi după cum sunt deja asistent personal toți, de la primar, viceprimar. Vin cu mașină la control, doi după aia verifică întâi acolo unde stau, dacă au condiții, dacă îi primești, cu subunicare. Da. Dacă noi sunt întrebări? Da, sunt de acord să punem la vot. La nivel să încercăm să prezint întâi pe puncte. Nu o penele propus pe care. Să încep cu cel mai bun traseu, așa mi se pare mie. Deci de la Poșa Mihai este în alta spate. Eu zic că nu e vreo care. Da, da, da. Poșa Mihai până la Dreacu Cumpână. Așa. Și întoarcem înapoi pe partea alaltă, până la spatul Județean. Da, da. La Bogdan Andrei spune acolo. Da, da, da. Da, da. La Varga Mihai la Varga. Deci unul dintre de tronsoane, în Luizi. Așa. Al doilea tronson este de la Cornicu Andrei, până la cimitirul din Luizie. A, tot acolo. Din asfalt. Se duce la la cimitir, da. Ne ajungem mai departe. A treilea tronson. De la Sfântul Anton este o porțiune care a rămas și am pus-o aici. De Sfântul Anton până trecem dincolo de primul drum care face la stânga. Deci de la... Chinița, spate. Da, spre Murchia Băbui. Din costul de la Aurea. De la Sfântul Aurea, costul de la Aurea. În câmp, la primul Chiavăprii. Spre Munchia Văprii. Până la traptorul de până. A, așa e. A, e simția de ce se face mai toată. Un pic mai. A, iar acolo e scurt. Da, scurt. Drumul lumea. Avem de la, din cartier. Din cartier de la primul... Deci ăsta e un asfalt de nou. Cum ieșim de la trei cruci în formă de azi pe Papa Manole, da. Se termină asfaltul. Da. Aici e stânga în cartier. Da. Da. De acolo până sus la deal, până la ies la Iașcaji, până la... Aici e stânga... Următoarele drumuri. Am două drumuri de la stânga. Așa. Deci, drumul de la primul drum și al doilea. Este până la șoseaua care este turnată, iar de la Iorca de acolo este până la șoseaua care este turnată. Deci se închis la cinciului. Se vine tot cartierul, deci. Da. Iar totul o să fiți să figureze. Da. Al doilea, ar trebui ultimul drum la Iorca, nu da să-l rămână. Da. Poți să fie ultimul drum. Nu ăsta s-a mai mare, dar să știm cum e drum. Îl facem la urmă, mai faci. Da, mai e. Dacă nu faci și șoamă. Zona? După aia este Mănălii. Mănălii. De la Butacu Anton, deci de la Bunecuanti. Pământii, da. Facem stânga până la, la... Primul pod. Primul pod, care trece peste bacul. În vale. Da. În câmp. Da, da, da. Aha,
Da. Acolo ar trebui puțin, dar se poate prelungi până când mai sunt câteva case. Deja ai sprint dincolo de proiect, știu. Parcă și în doilea viață acolo. Da, da, da. Deja ai făcut. Este deja aprobat. Da, da, da. Am venit cu... Da, a fost acolo. Aia te nu se viți. Ia te rogi. Se repară drumul mai bine și da. Când pot. Deci după la Pintilin o servici să termină asfaltul. Da. Pintilin. Avem drumul care urcă la școală. Da. Așa. Și iese în asfaltul care este în fața școlii, se întoarce înapoi, din fața transformatorului, coborăm, facem stânga, stânga la Pilongea și mergem la Pintilin. Aha. Unde dar la Pintilin. La un magazin de la școală. Iese la Pinoșe, urcă la deal spre școală și se leagă cu... La școală. Și trebuie până la Dării, tot ești și înapoi la Pintilin. Da, da, până în fața bisericii. Și până la biserică. Ala, ce interesant. S-a spus acolo, a fost de vreo. Da, ce s-a acolo. S-a spus la Pintilin. Da. Adică faci legătura cu asfaltul, care e sonat. Da. A, după aia, deci eu putru un son. De deci la belul de nume Pot Povar, de din curbă de la Valentin Ciovanu, da, până la stația la noi, aproape. Aha, compara. Și ultimul profesor. Iar rămâne o bucată care... Între. De aici. Mai multe. Da. Nu mai aici. Aici. De aici. Și la cimitirul Osebiț. Deci de la Parcul Antun. Da. Parcul Anton, stând de dreapta la Micheci, până la... Domn primar, la dreapta nu mai există niciun tronson? Poftim? Nu mai e niciun tronson? Nu mai există. Ați uitat un tronson, serios de acolo. Partea care duce de la Tuiu de acolo, înspre Bărău. Acolo e o zonă foarte circulă. La Faștea, la Vale și de acolo vine, dar eu ziceam să legăm din Bărău. Deci gândiți-vă... Nu mai putem lega nimic. Proiectul ăsta e bătut în Tuiu. Bătă, cuie, poate cuie, nu mai e cuie. Bără, nu trebuie să finanțeze. Dar nu-i păcat că stai mai mult. Dar nu mai stai. Bără, nu ce vine din Osebiți. Și cu bani, a fost o consiliere. Bine, mă, lasă la Osebiți. Dar Osebițul a fost asfaltul, n-are comună. De-aia. A, nu, stai. Păi, da, da, am făcut întâi, plus unul. Nu v-a spus, domnule, Osebiți, să vă doilea drum. Deja ai luat la finanțare? Da. Și când ți-a putut de lucrare? Păi nu, urmează să semnă contractul. Deci să semnează contractul cu ministerul. Să semnă contractul și noi trebuie de dă la licitații. Licitații, fixia, 53 de zile, cu eventuale contestații. În primăvară ne-am plăcut. Da. Da. Deci înseamnă că... Păi bine, cum? E bine, dar să... Demarăm discuții să semnă contractul. Eu mă gândesc la viitorul. Hai să încerc că ăsta intră. Ăsta intră. Următorul lucru, că să ne gândim și la aia. Vă dați seama, toată zona aia părăului aia e lăsată de interiune. Paraje de paraje. Aia va fi preazma campaniei. Dacă nu campanii mai aia e cu 4 ani, mă. Cum? 2019. O să vin exact chiar de campanie. Treceți la promisiunea. Am făcut și facem până înainte, că trebuia să mor până așa. Așa este. Cine știe că-s mai frit acolo, în zona aia, campanie? Deci ăia n-au prins, n-au prins, prins, să plași și frumos. Bă, așa că au câteva lucruri. Așa că au prins, dar nu? Am mai început, dar parcă te-am dat să spun o prință. Deci de luni o să începem. De fapt, să montăm și camere la vedere. Așa. Noi spuneam că să montăm 60 camere la vedere. 15 sunt propuse, una este rezervă, o să vedem. Unde? Zona, care nu i-a văzut.
Asta e bine, asta e subiect. Că vrem, că nu vrem, acum este și o circulă de la poliție care ne obligă. Dar e foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Nu le-am gândit împreună și cu poliția, pentru că ceansă. Ei știu mai bine pe unde se intră, pe unde se iese. Da. Eu nu fost cazul cu ajutoarele de alea, de alimente, cu banii luați, cu alea alea. Au căutat să vadă mașina cu multe Bulgaria. Da. Iau de unde lui. Foarte bine. S-a venit la trei, nu știu, la două. Deci una să vadă agrafa mai multe, una spre intrarea în comună. Da. La ieșire. La Bari Cioban, de exemplu, la Sfântul Anton, stație, sunt la școli, spune noi. Biserica. Spre cimitirul aici, despre Saratan. Da. O să iei sunt scopoara Cioparul Anton. Biserica cu școala din Osebiți. Drumurile care se intersectează tot pe acolo. Deci, corect. 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 Mare pe ulițele astea. Da. Intrări, ieșiri și intersecțiile mari. Intersecțiile mari. Și gata. Corect. 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 Pe când prin grădinare. Să revenim la strada domnului Ghență, care îi spunea, cu că e strada lui. Acolo, într-adevăr, din bugetul local, ar trebui să facem o balastare mai serioasă. Dacă nu-i prins. E făcută. Cu compactare, cu chestii, făcut ceva serios. Nu m-a făcut un balast. De aiurea și copiii apa acolo. Trebuie așezat cu piatră, mai ieși. Deci făcut într-adevăr cu simț de răspundere și atunci nu mai ia compactat, așezat, în bugetul local, să face proiect, să face la sfârșit, face ce trebuie, mai transformat. De la Toiu? Nu de la Toiu, de la Jitmon, măi. De la Jitmon. Nu, corect, Toiu. Sarada Pădău, care duce spre Pădău. Până la Troiță. Până la Troiță. N-am mai spus de Troiță. Ce vreau să vă spun, nu a fost ideea de a favoriza sau de depărtă cu cineva? Nu, nu, nu. Ideea a fost ca să ne închidem cu... Deci ce am terminat la PNL-ul, să ne închidem cu celelalte. Un circuit închis, ca să nu rămână. Treci de pe asfalt, intri cu mizerii. Da. Asta a fost toată ideea. Nu a fost nicio... Nu sunt comentarii. Bine, dar ar trebui să nu uităm nici pe aceea. Oricum trebuie, până la urmă, peste tot. Corect. Asfalt. Dar nu se putem. Din fericire, că zona aia este populată cu familii tinere și sunt foarte mulți copii. Dacă stăm și ne gândim în alte zone, nu sunt atâția copii care chiar sunt în cartierul nou, cum este acolo zona aia. Tu știi că copii sunt pe acolo? Pe cum sunt case, case noi care da, s-au tot da, și stau tinere. Da, tinere da, familii. Da, da. Păi, acum vă dați seama că... Asfalt 3 peste multe locuri. Peste tot vorbim la urmă. Pe unii nu le mulțumesc că voarele nu știu cum ridicat s-au lăsat, pe alții mulțumesc că nu e pus. Adică undeva tot la mijloc. Peste tot sunt grai. Cum să nu? Avem și de astea care trebuie să... Dacă, fie dacă mai sunt ceva băbuți, da. Pentru că deja acolo pomenesc, pentru că le spart de anul trecut, de acum 2 ani și cu gazele date jos, dar nu am ce să fac efectiv pentru că cu vorbă bună. Domnule, sunteți în domeniul public, retrăgeți-vă. Da, da, da. Poate și somații. Și n-am văzut cu bol de scavatorie, trebuie mână, nu se biți. Trebuie, ce zic? Păi asta e ce o să fac. Chiar și tot la... Ce e timpul de gardul, gardul tău, ce în curte este proprietatea ta, ce este acolo de unii care vede, nu mai stai. Dar suntem așa numai până niciodată. Referitor la lățimea drumului, cât este prevăzut în proiect? Să nu avem iar aceleași discuții că s-au făcut 3 metri și... Nu, drumurile sunt calculate după, au fost făcute din cărător până la fața locului, din gard în gard. Deci, și se va turna asfalt din gard în gard? Nu am turnat. S-au turnat rigure de gard. Este gard în gard cum face la stânga, înspre cimitire, înspre salat, acolo din gard în gard ai 3 metri. Nu am turnat. Nu pot avea un proiect, acolo fost acolo sunteți deci... Eu la asta mă refer. Acum aș să gândim așa. Dacă gândiți-vă mănălii. Da. Nu am mănălii, uitați. Din gard în gard. Și în părău aici, de la... La mine, ce vă zic, pe acolo, din gata în gata. Dar astea sunt. Adică, gândit în așa fel, că la urmă nu este finanțare și să ne facem treaba ca lume, să ne cumpărăm de... Drum mort, ne-am oprit asfalt sau beton. Da, să nu rămână... Sincer, să avem și noi 8 metri, dar să fac 8 metri, 6 metri, chiar nu îți fac. Nu. Chiar dacă vreau eu să... Dar nu e nevoie să... Nici să risipim, dar nici să nu rămână zone neacoperite. E păcat. Cel puțin acolo cum se coboară de la fundul până la bani, unde se vine cu spatea asta, acolo e jale, acolo trebuie lucrat foarte atent. Domnul Beru, stai. Cum se coboară mai un pic?
cum se coboară de la fântâna, de la stare. Pe bunicul a fost primul. Da, vorba de acolo. Acolo trebuie foarte bine lucrat. Foarte bine, pentru că acolo vine apa. Deci vine apă foarte mult acolo. Tot de apă se scurte. Deci acolo avem și o zonă de statut. Ce trebuie preluate, deci trebuie atenționat proiectantul și executantul să preia toate scurgele din sus, de sus, că se adună foarte mult apă. Deci e foarte mult apă. Avem două puncte critice. Este acolo și nu se vise mai atât de costa. E foarte important. Și ce se va întâmpla, Doamne ferește, vine apa pe dedesubt, îngheață și vă ridică asfaltul. Și s-a întâmplat tot. Să fac rigolele care se va scurge. Deci dacă nu ai rigola proiectată pentru cantitatea de apă, apa aia n-arunde pe un desferiu. Și va săpa, ușor, ușor, ușor. Mai ales pe terenul ăla de la Bocchești. Acolo terenul fugi tot timpul. Exact. Adică trebuie atenție, trebuie de spus, o să avem dirigent de al nostru, nu? Este normal, ok. Trebuie de spus să ai văzut grijă. Am făcut altceva, de direct topul care l-am făcut, am făcut și geo, hidro. Așa, da. Deci nu ar fi făcut chiar așa. Da, da, sigur, sigur. Noi astea repetă la direct șantier de executanții, trebuie să vadă, dacă dau garanții și ce am zis, da? Nu știu, am putut treabă întreg, normal că e departe. Noi suntem beneficiați și avem dreptul să cerem calitatea lucrării. Deci, indiferent. Chiar dacă vin banii din bugetul local, noi suntem beneficiari. Deci, noi obligatoriu trebuie să ne spunem părerea. Deci, e foarte important lucrul ăsta. Nu vreau să mă prost și eu să-i fac lucrare. Dar, am avut reprezentantul de IGESIC în comisia de recepție a lucrării, care este neutru. Deci, nici cu noi, nici cu ei. Deci, jos calitativ, lucrarea este foarte bună. Da. Mai mult de asta nu suntem IGESIC. Da. O, până acum, nu avem ce comenta la lucrările de care s-au făcut. E comentarii așa fost. Da, o să... Eu merg la proiect. Dar trebuie să facă, nu ai să... Nu, dar nu știu cum o să rezolvă. Doamne, îți ia prima oameni așa. Trebuie să-l fac un pic. Nu e apa. Trebuie să-l fac. 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 Domnul vice, eu vă propun altceva. Mergeți pe teren și vorbiți cu oamenii.
Vedeți ce vă spun și oamenii, cam care este pulsul lor. Pentru că noi de aici discutăm și vedem lucrurile într-un fel, dar realitatea e altă acolo. S-ar putea să trebuiască, s-ar putea să se îndrepte. Asta e. Că dacă ne apucăm să punem balastul într-o zonă unde și așa e greu de mers, să-i îngreunăm circulația. Păi tocmai asta, am informații de acolo și m-au sunat și au spus, bă, îndreaptă. Așa. Toate cratele alea care s-au făcut cum au venit afară, da. Cine rămâne plus, da. Completăm unde mai trebuie. Exact. În contract nu avem de balast. Domnule, nici n-am vrut să facem practic. Adică, tot 20 de ani am balastat. Adică, sunt mai strâng. Treaba, cum spune domnul consilier, cu compactat, cu bani, până faci și investești bani, în situația asta mai degrabă atunci e câteva cifre de beton și ai pus pe cur. Că piatra compactată e foarte scumpă. Ca să vii să-l compactezi, să-l faci. Și pe domnul îl poți turna așa, când punem într-un loc beton. Da, să nu știu la ce mi-a. Ori face niște șanse, să faci un treabă și să-l urmează. Țigă mi-a. Domnul primar. A. Da, domnul. Dar aveți ceva de spus? Nu. Doar vreau să vă mai aduc aminte și să vă rog, încercați să puneți niște tombeloane pe șosea. Nu tombeloane, pardon. Nu știu cum să primeri părți, m-a dus la loc la Barii, două, trei locuri. De asta, fug și băieți, care are? Eu zic să luați 50-60 de tombeloane. Poșuri de poșuri pe gunoi. Mai avem, nu știu câte mai mult 10-15, nu știu. Se referă la poșuri de gunoi. Poșuri de gunoi. Da. Și puneți... Nu le mutați. Asta e sigur. Mergem cu mașina, da? Fiecare mergem și vedem ce se întâmplă. Copilul și ia ceva de mâncat, da? N-are unde să arunce pachetul gol, da? Și îl aruncă pe jos. Așa eu cred că îi putem și conștientiza pe copii că avem un coș de gunoi să-l pun acolo. Chiar dacă vedem că aruncă pe jos, poți să-i arăți că acolo e coșul de gunoi. Copilul va registra. Dar așa nu poți să-i spui. Pune la coșul de gunoi. Unde? Și urăți. O să le mă e păcat. Ființa viitoare este frumosul și pui pe toate, o să punem pe deva ca să... Este și pentru confesarea. Domnule, este tot trebuie. Este tot trebuie, dar forma asta centrală, cel puțin, că o acoperi în forță de comunitate. Este și spre înfrumusețarea comună. Pentru că, una, că se păstrează și curățenia altfel, dar este, adică, îmbracă frumos strada. Da, nu, pot fi de frumos și cineva să iată vedeți să le golească. Acolo trebuie un loc care să le golească după aia. Aici am să ajungă, e ușor să le golească. Trebuie să găsesc soluția la pașa și curățată. Noi nu avem acum oameni la primărie. La 416? Nu la 416, nu. Oameni la primărie care vin și fac pază, care fac spart lemne, care fac chestii de genul ăsta. Putem să... Azi, și de noapte atât, dar putem să încercăm să facem și treaba asta, pentru că... Atunci ar trebui să înființăm un serviciu unde să angajăm oameni care să întrețină treaba asta. Hai, lasă, nu mai înființăm păi și serviciu. Păi, să oamenii. Nu știu, găsim o soluție cu oamenii ăștia să rezolvăm pentru o zi, pe săptămână sau la două săptămâni, mai înființăm alt serviciu. De exemplu, e cu tăiarea... Da, ăla care e tare iarba, pe... Da, poate este... Nu, este ce sigur acolo din județ, care nu avem niciun ajutor social. Este un lucru bun, pentru că nu mai suntem acuzați că facem... Da, cumpărăm totul cu banii râma. Să-mi cere. Dar vine în ultima clipă, când are nevoie de acea diferență pentru... Ce? Da. Nu știu, să ne gândim până la urmă. Urmă de aici, toate pleacă de jos și de la lucrurile mici. Astea sunt lucruri mărunte, dar care se simt, se văd și întrețin comuna. Dacă e și vezi diferite hârtii aruncate pe jos. Bidonașe, hârtii, pungurițe... Eu cred lucrul ăsta, că dacă veți monta acele coșuri de gunoi, nu vor mai bun, atunci mai trebuie. Bine, arăt ce avem noi. Astea sunt urâte cu dragi. Atunci, hai să cumpărăm ceva frumoase, asta e. Deci asta impune investiție. Știți că costul ăla de rustică? Da, deci dacă nu vreau să vă gândiți, să vă vedeți că sunt pe diferite site-uri, din tablă făcute, nu din PVC. Dacă le luați din PVC, le luați. Dar atunci, când am cu lemn frumos,
Dar cu un braț frumos, nu sunt unele de vreme. Și cu angoțare. Unde? Și credeți că e mai mult, credeți că e mai mult de 50 de lei un boș de gunoi? Bă, dar aș fi la sentimentul locului vice, într-adevăr, trebuie înființat servici. Coșurile alea nu se curețe nici mama, nici ta. Bine, că plătesc eu pe 2 euro cu cineva, dar ăla trebuie. Și bugetul local se face pe baza serviciilor care le-au da, mai posibil, aici. Da, e posibil, faci. Dar și pentru 2 angajați la întreținerea comunii la 2. Iar toate alea. Exact. Dimineața când a venit domnul vice, știi, să-i dirigeze, să-i pună la treabă. Și alte trebuie, corect. Și alte trebuie. Sunt alții care n-au lucru, n-au servici. Știți cum era domnul vice și pe vremuri? Ieșa dimineața cu o fată, prăștia mara, pupila de api, s-a vorbit. Păi el e așa. Păi, înființa servicii. Era... Păi, nu, dar altă soluție nu fără. Păi cum adică? Cine să vină să... Vine atunci. Nu de să vezi iar. Dacă nu, că... Păi cine să vină pe vice? Vice, le spui pe vice. O fie vice, el e gospodar să... Să dirigeze. Organizeze. Să organizeze. Nu știu ce vicele ce stă, să schimbe becul. Să cadă cu becul. De, vicele cu coasă. Nu să ridice vicele, cum zice alții, bidoanele din șanț. Nu, da. El organizează. Am avut un vici care umbla. Auziți, pe 8, pe 8, duminica viitoare, deci m-a revenit cam așa, nu? Da. Este în sala mare de spectacol, cum se numește aici la noi, este o firmă cu ocuparea forței de muncă. Așa. Care vine și prezintă ăsta ca o postă de la inginer până la necalificat. Da. O poate. Acum să știu cum să trebuie să vină. Când să vină, da? Noi ne asigurăm. Să angajeze din Luizi. Da, da. Din Luizi, să vină să vină. Caută, caută forță de muncă. Caută toate meserii. Nu găsești la curent. Caută toate foarte muncă, nu știu oameni. Eu le-am zis să-i stau sala gratis, îi asigurăm condiția acum, sunt și eu curios că trebuie să vină. La difuzor a fost organizat să vorbească cu Bafi și cu tot ce te observă. S-a anunțat la seara. Da, e o problemă cu vorba de muncă națională. Nu mai există și o pregătire pentru care. Au făcut cursuri, făcut de pregătire. Da, da. Aducem de fame și acolo sunt urci. La Filipine, de mai tine. Mai sunt patru de bără. Nu, deci să ne dorim și tu. Declară. Mulțumim pentru participare. Mulțumim pentru participare.